Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Gojul în direct, alături de mine în studio este domnul Radu Angheloiu din partea Partidului Social Democrat Goj. Bună ziua, bine ați venit, domnule Angheloiu. Sărut mâna, bună ziua tuturor. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Sunt mai multe subiecte pe care îmi propun să le discut cu dumneavoastră. Mă bazez pe experiența politică pe care o aveți acumulată până în acest moment, dar înainte de a discuta despre ceea ce se întâmplă cam la nivel local, cam pe la toate partidele, că vedem mișcări și curente cam pe la fiecare formațiune în parte și numai puțin la PSD, dar discutăm despre ceea ce se întâmplă la AJOFM, domnule Angheloiu. Ați văzut ceea ce se întâmplă cu angajații de la Motru, cele cinci persoane reținute 24 de ore. Îngrijorător, așa cum spuneam și înainte de a intra în direct, este faptul că fostul director AJOFM, domnul Târlea, face parte din această echipă cu ghilimelele de rigoare, care din 2002 până în 2012 s-au ocupat de fabricarea 140 de dosare de șomaj, dosare fictive, în urma acestor acțiuni, obținându-se sume importante de bani. Cum vedeți dumneavoastră faptul că, iată, după Horcea, după Daniel Horcea, cel care într-un final și-a pus capăt zilelor, nemai făcând față presiunii la care era supus, și ulterior s-a constatat că Daniel Horcea făcuse chestiuni de acest gen, iată, 5 persoane de la AJOFM Motru sunt implicate în același caz. Anul 2017 începe cu evenimente mai puțin plăcute, trebuie să recunoaștem acest aspect, dar pe de altă parte această mașinărie trebuie să lucreze. Cea care se referă la descoperirea și cercetarea și, bineînțeles, ulterior înaintarea către instanță a unor astfel de spețe. Fără doar și poate, în momentul de față, nefiind vorba de un dosar în instanță și o hotărâre judecătorească, conform legilor noastre, intervine prezumția de nevinovăție. Dar, pe de altă parte, există și o altă sintagmă, suspiciunea rezonabilă, conform căreia sunt convins că aceste organe de anchetă au luat măsurile pe care și dumneavoastră le-ați trecut în știrile dumneavoastră, deci în presă. Este neplăcut, este un lucru pe care eu cel puțin nu mă așteptam, mai ales că e legat, la care nu mă așteptam, mai ales că e legat și de numele domnului Țârlea, pe care l-am cunoscut de mai multă vreme și, mă rog, aveam o părere destul de bună despre dânsul. Nu-mi schimb părerea până în momentul în care sunt convins că organele de instanță, deci instanțele românești, vor lua o hotărâre definitivă și irevocabilă. Dar, fără doar și poate, acest lucru, dacă vreți, se suprapune peste vorbele de duh românești. Una dintre acestea este cea prin care învățații bătrâni din popor ai noștri spun că ulciorul merge de multe ori la apă. Iată, n-au fost toate 140 de cazuri făcute odată. Făcute odată, a făcut de două ori, probabil, dacă aceste cazuri sunt clare, certe, așa, s-au gândit că funcționează această alifie, în ghilimele, și au mers mai departe. Ce să zic? Practic, când în momentul de față ne dorim, sigur așa, că da, sigur că da. Ne gândim persoane, să facem numai lucruri bune, suntem mânați de, eu știu, bune intenții și aflăm de astfel de situații. E descurajant. Deci, vorbim despre un fost director, domnul Ion Țârlea, acum era șeful serviciului buget din cadrul AJOFM Goș, deci om cu funcție. Spuneați că nu merge ulciorul de multe ori la apă. A mers timp de 10 ani, din 2002 până în 2012. Adică, cum de nu a existat nicio suspiciune timp de 10 ani asupra ceea ce se întâmplă la AJOFM Gorj? Repet, cumulat cu ceea ce s-a întâmplat în cazul Horcea, Daniel Horcea. Da. Există riscul ca noi să descoperim și alte situații de acest gen? Da, este foarte...
Acum o lună de zile știam ceva de acest lucru. Iată, apare o bombă. Anchetatorii știau, poate mâine, poi mâine să mai... sunt de mult bine, timp cu ochii asta pe este altceva. Agenția Județeană da, de Ocupare a Forței este de Muncă Gorj. Dar de la asta până la apare noi... opinia publică, dumneavoastră presa, până a apărut și a putut fi dat în mass media această informație, nu știa nimeni nimic. Câte astfel de situații posibil sau virtual pot să apară în perioada respectivă? Cred că astea sunt lucruri care, eu știu, aduc o notă proastă, fără doar și poate, asupra societății românești, că se mai întâmplă astfel de lucruri. Da. Nu aș vrea să mă gândesc că eu sunt așa mai pesimistă de felul meu, dar nu aș vrea să mă gândesc că ar putea apărea în viitor și alte situații legate de AJOFM. Nu neapărat, eu nu m-am referit la AJOFM. În general. În general, poate să apară o chestiune de genul ăsta în orice alt domeniu. În orice altă instituție, sigur în mod evident. Dar niște drumuri de astea mai scurte sau lăturalnice care ocolesc într-un fel procedurile, legea și așa mai departe. Agenția Județeană pentru Ocuparea Mai sunt oameni încă care riscă la modul ăsta. Ca și alte instituții care lucrează cu bani, e foarte tentant. Mai ales că cunoști foarte banul bine... Banul e ochiul dracului, mai ales că ei cunosc foarte bine mecanismele în care își desfășoară activitatea, știu foarte bine de ceea ce se pot folosi, da, dar iată că nu a fost suficient spuneam la un moment dat că nu este suficient să fii un bun profesionist. Trebuie să fii și orientat în sensul pozitiv al activității tale. Nu să încerci să găsești numai un foarte bun profesionist, găsește puncte slabe și dezvoltă astfel de evoluție în avantajul personal sau unui grup. Este foarte important ca un om care este foarte bine pregătit profesional să fie mânat și de intenții foarte bune. Dacă vreți, chestiile astea țin de altceva, de, eu știu, nivelul de educație, de nivelul de conștientizare a poziției pe care o ai și așa mai departe. Până la urmă, că ați abordat latura aceasta psihologică, ce credeți că i-a mânat pe cei cinci să facă? Pentru că eu sunt convinsă că nu erau în situația de a nu se descurca cu banii pe care îi încasau. Auziți, dorința asta de a avea și mai mult, și mai mult, și mai mult prin tot felul, chiar dacă prin metode neortodoxe, dacă mi este permis să folosesc termenul. Este, pe de o parte, prematur, având în vedere ceea ce discutasem, prezumția de nevinovăție, iar pe de altă parte, ce pot să zic, când te afli într-o asemenea situație, deja toate lucrurile comportă o aură negativă în ceea ce te privește, indiferent cine ești, ce poziție ai avut. Ce să-i fi condus spre astfel de, situație? Gândurile lor, cele ce au vrut să facă, poate afari. Presiuni, putem poate să spunem și asta? Solicitarea sau încercarea de a face rost de, mai multe foloase. Da. Nu putem să știm ce a vrut. În ceea ce mă privește, este o chestiune negativă care, iată, mai apare din când în când societatea românească și poate ar fi bine, dacă tot am apelat înainte la un proverb, există și un alt proverb, frica păzește via. Cât mai mulți dintre noi să ne însușim acest proverb. E adevărat, dar uite că veștile proaste vin dinspre AJOFM și de data aceasta mă refer la notificarea făcută de IDP Gorj și de întreprinderea de drumuri și poduri, instituție subordonată Consiliului Județean Gorj, societate la care acționar majoritar este Consiliul Județean Gorj. 150 de persoane urmează să-și piardă în perioada următoare locurile de muncă. Așadar, vorbim despre o înjumătățire a numărului de angajați la IDP. Nu ziți, în
Nu știu, eu am lucrat și eu în domeniul economic, în mai multe societăți comerciale. Să știți că foarte, dacă înainte de 89 acest lucru nu se întâmpla, ba din potrivă, spre exemplu Citex, unde am lucrat, trebuia să ajungă din societate de importanță județeană, trust. Asta a însemnat că trebuia să aducem peste 1000 de angajați. Deci, spărea activitatea economică. E, într-o societate capitalistă, firmele, entitățile economice trebuie să fie foarte elastice din punctul ăsta de vedere. Au comenzi, au de lucru, reușesc să-și, eu știu, pe termen mediu, poate chiar și lung, să-și apropie activități productive. Nu contează fiecare funcție de domeniu pe care își desfășoară activitatea, dar nu contează cum, dacă au aceste comenzi și au de lucru, își pot permite să-și păstreze sau chiar să-și sporească numărul de angajați, să facă investiții pentru modernizare. Ăsta e mersul economic. Atunci când sunt sincope, nu ai de lucru, vă dau un exemplu. Au existat astfel de situații și la firme, chiar cu capital privat mari, puternice din Târgu Jiu, din Gorj, când au făcut angajări, fiindcă aveau, eu știu, activități care necesitau forță de muncă sau au trebuit să reducă din personal pentru o perioadă de timp, atunci când n-au mai fost comenzile, atunci când au fost situații deosebite. Acest lucru se întâmplă. Probabil că în perspectiva anului 2017 și poate și mai mult, eu sper să nu fie mai mult de atâta, frontul de lucru pentru această firmă, chiar dacă este a Consiliului Județean sau în subordinea Consiliului Județean, Consiliul Județean fiind principalul acționar, poate că frontul de lucru n-a mai permis și atunci este bine să menținerea tuturor angajați. Atunci este bine să-ți păstrezi domeniul de activitate pe ce poți plăti și poți asigura bunul mers. Nu, dar mai este un fenomen și poate dumneavoastră mă lămuriți, domnule Angheloiu. În general... Dacă pot, cu plăcere. Sigur, acum, nu sunt... Sunt convinsă că în măsura în care vă pricepeți, nu știu, veți da și răspunsul. Vă rog. În general, am observat că dacă este o competiție, o licitație la care participă o societate privată și una de stat, cea de stat întotdeauna pierde. De ce pierde? Nu știu în ce măsură acest lucru este o regulă. Mi-amintesc că la Citex a fost o perioadă, noi eram cu capital majoritar de stat și așa am fost până firma s-a desființat aproape. Mă rog, a fost cumpărată, după care a mai rezistat un an jumate sau doi. Și vă spun, în perioada aia aveam, erau firme care erau deja privatizate, vorbesc de anii 97, 98, 96, nu pierdeam nicio licitație, dar eram foarte buni. Dar... Eram foarte buni în domeniu. E, și acum este la fel. În momentul în care într-un domeniu ești foarte bun, dispui de personal... Cât a zis, dispui ați mai rezistat? 2 ani? După privatizare. Am înțeles. Da. Ai personal, ai utilaje, ai oameni care văd care-i perspectiva și dimensionează de așa natură activitatea și eforturile, și aici discutăm și de eforturi investiționale, firma se păstrează, are perspectivă. Dar, vedeți, nu, trebuie să iau în calcul și faptul că au trecut vreo 14-15 ani de atunci și poate că acum în domeniul ăsta al licitațiilor, mai ales că și regulile sunt altele, lucrurile stau altfel. Nu pot să spun că stau așa, observând ca simplu spectator din afară și având cât de cât habar despre ce se întâmplă, că stau chiar foarte bine, fiindcă nu întotdeauna prețul cel mai mic la o licitație este echivalent cu calitatea cea mai bună pentru lucrarea respectivă, indiferent de ce domeniu vorbim. În momentul de față sunt, zic eu, multe lacune legate de modul în care se adjudecă o licitație, dar astea sunt chestii care mi-am exprimat o opinie personală într-un domeniu în care am activat.
Păi nu. Și aș veni doar cu un exemplu. Spre exemplu, noi când ne puneam, intram la o licitație, puneam la dispoziție partea de dotări, utilaje, tehnică de calcul și așa mai departe. Păi în momentul de față, nu știu dacă și astea erau verificate înainte de a intra în licitație. Nu știu dacă cineva e mai aproape domeniul construcțiilor. În momentul de față mai verifică o firmă dacă dispune de utilajele necesare, dacă dispune de persoană. Acum închei contract cu o firmă. Așa vezi. Asta este... Ajunge să câștige o licitație o firmă de 2-3 oameni care vin cu un preț mic și în care exploatează o firmă pe care o ia în subcontractare să lucreze în prețuri și mai mici decât cele licitate, fiindcă și ea va trebui să aibă un profit. Și de aici apar astfel de situații. Bine, mă gândesc că nici calitatea, încearcă să modifice ceva. Iar aici calitatea nu are nimic de câștigat. Anomalia este evidentă, iar din acest punct de vedere se încearcă să se miște lucrurile într-o direcție. Foarte bine, e foarte bine. Oricum, legat de aspectul, revenind la problema IDP-ului, cred că în momentul de față se încearcă păstra un echilibru vis-a-vis de volumul de activitate și volumul de personal din cadrul instituției. 300 de oameni într-o societate care se ocupă de drumuri, de întreținere, de vedeți că modernizare, nu mi se pare mult, domnule Angheliu. Licitația legată de drumuri și de întreținerea pe perioada iernii a fost câștigată de altă firmă. Tocmai de IDP. De ce nu este IDP o societate? De ce nu s-a încercat să se Sunt convins că ei au participat la licitație, dar au participat, sigur. Știu care a fost rezultatul, dar nu știu care a fost motivul pentru care au pierdut. Ar fi un abuz din partea unei instituții să verifice societățile care participă la licitații și care se descalifică să fie eliminată? Nu știu dacă, oricum nu ține de opinia mea sau, eu știu, a noastră. Sunt convinsă că nu schimbăm noi lucrurile, dar întreb, e un abuz. Dar eu știu că în momentul în care apare ca și câștigător al licitației o anumită entitate economică, se pot face contestații. În situația în care aceste contestații nu-și găsesc acoperirea în fapt, atunci chestiunea este închisă. Probabil că în viitorul foarte apropiat vom asista la dispariția în totalitate a IDP-ului și în situația în care nu au contracte care să le permită menținerea pe piață. Nu ar fi bine să fie, aici răzbate felul noastră pesimist. Nu, eu nu văd lucrurile așa. Văd ca o situație care poate fi depășită. Sunt mai multe posibilități. Sunt exemple vis-a-vis de modul cum se poate păstra o activitate. Diversificarea domeniului pe care îți desfășori serviciile. Eu știu, găsit alte lucrări. Tot timpul sunt lucrări, dar asta necesită să fii un pic mai bătătarnic, să-ți găsești poate în alte locații, să poți deplasa forța de muncă, utilaje și așa mai departe. Cert este că acum așa stau lucrurile și eu cred că asta era soluția, fiindcă nu poți, dacă menții un anumit număr de personal în condițiile în care nu reușești să-i asiguri salariile, lucrurile o iau la vale, e un tăvălu care creează deranjuri și mai mari. Vorbeam la începutul emisiunii, domnule Angheloiu, despre faptul că există curent în toate partidele politice, sigur că există curente și în Partidul Social Democrat, mă refer aici la persoane care și-ar dori să fie susținute acum după alegerile parlamentare în care PSD-ul a câștigat covârșitor la nivel național, sigur, și în județul Gorj. Sunt anumite persoane care consideră că sunt îndreptățite să fie susținute pe anumite funcții. Principala bătălie, iată că se dă pe prefectura Gorj și acolo unde, așa cum spuneau și colegii de ai dumneavoastră, este firească numirea unui membru al Partidului Social Democrat, sigur, ulterior transformat el în persoana politică, dar și la instituțiile de concentrate. Să o luăm cu începutul. Pe cine vedeți dumneavoastră potrivit la prefectură? Aș putea să răspund în același registru, pe cine va vota Partidul Social Democrat filiala Gorj. Sigur, ați putea să faceți și asta, dar nu ar fi de preferat pentru telespectatori, da, și ascultătorii noștri. Deci
Este o poziție foarte importantă la nivelul administrației județului Gorj. Eu am un punct de vedere legat de acest aspect, un punct de vedere care mi l-am conturat pe perioada, mă rog, și a activității mele ca vicepreședinte la nivelul Consiliului Județean, dar și ulterior, vis-a-vis de acest tandem care se cheamă președinte, Consiliul Județean, prefect. Aceste două instituții și aceste două personaje, în modul în care conlucrează strâns, corect, în beneficiu activității și a unei instituții și a cealaltă, implicit își desfășoară activitatea în beneficiu județului Gorj, că despre Gorj vorbim. Ăsta este un lucru care este de reținut și atunci, fiindcă avem deja un președinte al Consiliului Județean ales, cred că, n-am să spun că nici nu știu acest lucru, dar cred că un prefect cu care să poată să conlucreze compatibil cu președintele Consiliului Județean ar fi o notă bună pentru județ. O conlucrare între cele instituțională între cele două entități de multe ori pleacă din vârful piramidei. Câtă vreme sunt frecușuri, câtă vreme sunt interese sau, eu știu, chiar proveniență vis-a-vis de caracterul politic din alte sfere politice, există oarecare, eu știu, lipsă de coordonare sau lipsă de colaborare. Chiar dacă acest lucru răzbate mai greu, dar, bineînțeles, tot ce am spus până acum este valabil în spiritul și în spiritul legii și al prețuirii legii. Din acest punct de vedere, cred că o prezența unui membru PSD pe poziția de prefect al județului Gorj mi se pare foarte oportună. De asemenea, mi se pare foarte oportună și prin prisma faptului că guvernarea este PSD. Prefectul este reprezentantul guvernului în teritoriu, o persoană care, mă rog, are experiență, o persoană care, și aici fac o paranteză ca cei tineri să nu se considere cumva nedreptățiți, să știți că experiență pot să aibă și cei tineri. O persoană la 28, 30, 32 de ani care s-a implicat, a avut activitate, are o anumită deschidere, e fermă în poziții, este la fel de pricepută, cel puțin la acest punct de vedere, și la fel ca o persoană trecută de 40 sau 50 de ani. Nu contează vârsta, contează aceste calități, contează cât de bine reușești să te impui de pe poziția, fiindcă ai o poziție de vârf la nivel de județ ca prefect, și cât de bine reușești să mergi mai departe, fiindcă am cam stat pe loc în ultima perioadă, trebuie să recunoaștem treaba asta, cu nevoile și necesitățile județului. Iar aici o colaborare instituțională, ultima prefectură, Consiliul Județean, am să mă explic, o colaborare președinte Consiliul Județean prefect este de bun augur. Și acum să mă explic. Am avut președinți de Consiliul Județean de la PSD de destul de mult timp, da? Așa. Dintotdeauna aș putea zice. Da, așa este. Dar s-a dovedit a fi cel mai puternic partid, nu în mod gratuit. Asta este. Astea sunt regulile jocului, conform președintele a fost mai Consiliul Județean. Mai mult ca niciodată acceptă și opoziția acest lucru. Asta este. Bine, la rezultatul care l-a obținut nu e de mirat. Vorbim imediat și despre asta. Dar în ceea ce privește poziția de prefect, au fost de cele mai multe ori aproape, cel puțin în ultima perioadă, în ultimele 3 mandate, 4 poate, aparțin altor entități politice la nivelul județului. Foarte rar s-au suprapus. Foarte rar s-au suprapus. Și din acest punct de vedere, eu știu chestiunea asta. Pot să apară fricțiuni,
Domnule Angheloiu, vi se pare dumneavoastră că, haideți să luăm un exemplu, în perioada în care prefect era Liviu Andrei, subprefect Marcel Romanescu, era vreo problemă în colaborarea cu PSD-ul? Iar la guvernare era Partidul Democrat Liberal? Iar la președinția Consiliului Județean era PSD. Da. Ei, exact ce vă spun. Da. Îmi mențin punctul de vedere. Eu vreau să vă spun vedere. Că nu era nicio problemă. Colaborarea era perfectă. Îmi mențin punctul de vedere. Deci vă contrazic. Am înțeles, dar nu înțeleg. De ce mă contraziceți? Aveți mai multe informații? Din ceea ce reieșa, lucrurile mergeau foarte bine. Chiar nu era absolut nicio problemă. Nu știu, eu am altă opinie. Ședința de dimineață era comună. Știu, am participat și eu de nenumărate ori. Era... Eu am mandat 2008-2012. Dar se putea face mai multe lucruri. Se putea o colaborare mai strânsă. Se puteau face, niște demersuri comune în... interesul acestei entități administrative care se cheamă Județul Gorj. Nu vreau să fiu criticată, dar de multe ori prezența prefectului era una aproape onorifică. Ați deschis un subiect foarte important. Să știți că prezența onorifică la care dumneavoastră faceți trimitere depinde de persoana respectivă. Atribuțiile prefectului sunt foarte clare, da? Să vă întreb un lucru, nu vă dau un exemplu și nu neînsemnate. Credeți că numărul de locuri de muncă la nivelul județului Gorj, de exemplu, da? Vă pun o întrebare. Este, dacă scade sau crește pentru prefectul acestui județ, este un lucru neînsemnat? E sigur că nu. Iată, deși un întrebarea exemplu. E retorică, răspunsul este evident, sigur că nu. La fel este și pentru președintele Consiliului Județean și pentru primarul municipiului Târgu Jiu, numai un pic. Chiar dacă nu sunt atribuții directe vis-a-vis de acest aspect, dar modul în care evoluează direcția către care se îndreaptă societatea din Gorj, trebuie să dea de gândit. Domnule, e nevoie de așa ceva, concluzionez. Hai să vedem. Am avut parte de prefecți incompetenți până în acest moment. Nu să concluzionez asta, domnule Angheloiu. Nici eu nu vreau să concluzionez acest aspect, dar încă o dată, se poate face mai mult. Depinde de empatia dintre cei doi. Cât de mult poți să comunice empatic. Am evidențiat până acum că sunt așa optimistă astăzi, sunt pesimistă, scuzați-mă, da. Și nu cred în mod real că între prefecții de până acum și cea Consiliului Județean nu a existat colaborare și colaborare foarte bună. Eu chiar cred că și de-a lungul timpul a dovedit asta, că exista mai mult decât o legătură de politețe între ei, dar nu aș vrea să dacă discutăm existat, acum despre aș vrea să vă acesta. Spun, chiar dacă s-ar putea eu să fiu cel critican, nu dumneavoastră, dacă a existat o colaborare atât de bună, de ce de, 16 ani încoace, scade numărul de locuri, scad numărul agenților economici importanți din Gorj, scad cu tare, scad cu tare. Un subiect foarte sensibil la care ar trebui să răspundă factorii asta este de un lucru... din județul Gorj, domnul nu, Angheloiu. Haideți să nu luăm. Mie mi se pare asta o lozincă. Trebuie să răspundă factorii. Nu. E lozincă? Pot? Nu e lozincă. Din punct... Ba da, să vă spun de ce eu consider treaba asta, fiindcă a fost pusă de mai multe ori de ani de zile, fără niciun feedback. Da? Așa. O putem lua altfel. Dom'le, asta este o constatare pe care nu o contrazice nimeni. Ce facem ca să ne oprim la un nivel, că altfel mergem tot în jos. Chiar ce facem? Nu putem să gândim nimic o strategie la nivel de județ. De gândită ce ne trebuie? De cine? Factorii de decizie stabilesc asta. Gândită de cine? Deci, de un grup de inițiativă. Grup de inițiativă, nu trebuie neapărat așa? Un grup de inițiativă. Astea sunt lucruri care poate să plece de la nivelul, dacă vreți, doar al celor două instituții de care am pomenit. Ideea este că am tras o concluzie că asta e starea de fapt în momentul de față și trebuie să facem în așa fel încât să o stabilizăm la nivelul în care suntem acum, să nu mai am jos și de aici încolo să începem să ridicăm. Suntem la un nivel minim minimal. Da.
nu zicem zero, dar dacă pică și Doamne ferește și CO, chiar că suntem zero. Hai să stabilizăm aici și de aici încolo să mai adăugăm ceva. Uite, apar, sunt, dumneavoastră sunteți mai pesimistă, dar în optimismul meu nu pot să nu remarc că au fost 5.500. Am momente în care sunt și optimistă, să da, știți. Au fost 5.500 de cereri pentru 500 de locuri. Și nu vi se pare o tristețe uriașă? Asta este partea goală a paharului, dar partea plină a paharului este că 500 de locuri vor avea de 500 de oameni vor avea de lucru. Dacă mai adăugăm încă 500, încă 500, și mai pesimist, adică când constat că vine un om de afaceri, dar și vrea să deschide ceva, așa. Iar oamenii în disperarea lor de a-și găsi un loc de... Domnul Angheloiu, recunoașteți că sunt oameni care chiar sunt disperați, da, de acord, din cauza lipsei locurilor de muncă. Așa este. Mergeți pe stradă, vedeți. Nu trebuie să-mi spuneți, știm toți treaba asta, constat, zilnic văd. În același mediu, sunt convinsă absolut, că avem absolut aceeași viziune din acest punct. Eu am avut, spre deosebire de dumneavoastră, șansa să lucrez și într-o perioadă în care... Inumărai pe degetele de la o mână pe cei care nu aveau de lucru sau nu le convenea să lucreze sau, eu știu, erau alte motive. Da. Știu care este diferența. Ideea este că trebuie să găsească soluții pentru a lua de, să există aici, mai jos de atâta nu putem coborâ. De aici încolo trebuie să punem o cărămită, două, că înseamnă 5 locuri de muncă, 500 de locuri de muncă sau mâine, poi mâine 5.000 adunate. Recunosc că sunt în asentiment cu dumneavoastră din acest punct de vedere. Este foarte important ca de aici să se facă ceva. Simțiți sigur că se da. Întâmplă lucrul acesta? Da. Și vă încurajează doar faptul că, iată, pe platforma Rostramo, un investitor este hotărât este să deschidă un punct de lucru. Este un început după mine și chestiunea asta trebuie continuată. Sunt de părere că probabil cei care vor să investească undeva au... constatat că în județul Gorj sunt mulți oameni care caută un loc de muncă și că probabil oamenii ăia pot fi plătiți cu mai puțin de cum ar fi plătit unul, spre exemplu, din vestul țării. Chiar aveam o discuție cu un invitat zilele trecute. E foarte important să dăm semnalul că suntem dispuși să lucrăm. Sigur iar semnalul da. Ăsta l-am dat. Domnule Angheloiu, considerați să știți că sunt județe și cu asta închis, sunt județe în care efectiv nu se găsește de da, lucru. Știu, pentru că vin ăștia din Arad și fac recrutări aici da, în Târgu Jiu. Cei care n-au de lucru nu vor să lucreze. Nu vor să lucreze, da. E și asta da. o variantă, dacă îți permiți vorba aia, de ce să nu? Domnule Angheloiu, considerați că dumneavoastră vă pliați pe unul dintre posturile despre care se discută că se vor face numiri? Eu sunt un nou venit în Partidul Social Democrat. E adevărat, am o anumită experiență, eu știu, poate și un anumit fel de a fi. Trebuie să recunosc că îi cunosc pe marea majoritate a celor din PSD. Faceți fac politică de mult timp, din 92 de când am intrat în politică. Iată. Am și o experiență în administrație la nivel de județ, dar așa corect, cinstit față de mine și față de colegii din PSD, nu îmi asum o candidatură în momentul de față la așa ceva. Pe măsură ce vom intra în activitatea de partid de la nivelul acestui partid la Gorj și ne vom plia pe sarcinile pe care le va avea fiecare, poate că voi fi una dintre persoanele care, eu știu, va putea să acceadă. Dar deocamdată cred că nu sunt cea mai nimerită persoană pentru această poziție. Pentru a emite sigur pretenții da. Vor fi alegeri la funcții. Vor fi alegeri. Eu am venit în PSD, așa cum am declarat de la început, fără a solicita nicio funcție. Am venit fiindcă am considerat și asta de vreo 2-3 ani de zile, de când am văzut că partidul în care eu am crezut foarte mult este s-au apucat pe o direcție care e fără întoarcere și am avut dreptate cel puțin până acum. Vă referiți la PNL? Sigur. Am considerat ulterior că în ALDE este partidul care vrea să facă ceva și păstrează liberalismul, vrea să facă ceva pentru țara asta. Din păcate, la Gorj a avut alte opțiuni conducerea partidului și atunci mi-am dorit
ca să activez atâta timp cât voi mai activa politic într-un partid care vrea să facă ceva pentru societatea românească. În momentul de față, fără discuție, PSD-ul este acest partid. Ați fost inspirat, ați trecut la PSD cu ceva vreme înainte ca de alegerile parlamentare și s-a dovedit a fi o alegere foarte bună. Cum vedeți? Da, dar să știți că înainte de alegerea asta foarte bună am făcut altele mai puțin, eu știu, inspirate, da. A se vedea un EPR-ul, ALDE? Am ajuns, nu, la ALDE nu, ALDE nu zic, la ALDE am zis. A avut altă percepție vis-a-vis de județul Gorj-Tăriceanu, a făcut cum a crezut, președinte de partid. Mă înțelegeți că nu pot să discut mai mult despre da. Acest aspect. Păi nu, sunteți în ceea ce... alianță, n-aveați cum da, să criticați, asta este, adică... Nu e vorba de criticat aici, fiecare e cu treaba lui, suntem siguri că da. Și cred că niciodată n-am sărit calul la capitolul ăsta. Dar... mergând la un EPR, am ajuns în PMP, iar pe o discuție cu Nicu Davițoiu, care mi este foarte bun amic și ne cunoaște de când eram puști clasa 1-a, 2-a, i-am spus Nicului, eu nu pot aici. Eu tot timpul am fost împotriva lui Băsescu. N-am cum să mergem împreună. Și m-a înțeles că nu poți să activezi într-un partid unde oftezi când te duci spre el. N-ai cum. Și ne-am înțeles, suntem prieteni în continuare, dar avem... Asta sunt chestii care țin de opțiuni personale, de modul în care ești construit. Deci ăsta este singurul motiv pentru care dumneavoastră nu ați rămas în PMP, că nu, sigur că. Nu sigur că. Puteți fi în echipă cu Traian Băsescu, cel absolut. Puțin la nivel de absolut. Principiu. Nu pot, e un partid de lider. E adevărat. Și nu poți să faci politica liderului atâta vreme când nu ești de acord cu el. Evident. Cum vedeți dumneavoastră deciziile luate, iată, de domnul Davițoiu în interiorul PMP-ului? A hotărât să-l demită pe domnul Săvoiu din funcția de președinte a organizației municipale, va fi pus în discuție, înțeleg, luni, domnul Săvoiu să fie exclus din partid, ceea ce înseamnă că își va pierde mandatul de consilier municipal. Liviu Andrei era o persoană despre care de asemenea se discuta că va fi luat în calcul în viitoarea discuție, nu prea da pe la partid, n-a obținut nici rezultate, adică e Siție. În regulă modul în care domnul Davițoiu gândește să reorganizeze partidul? Sunt convins, întâmplarea a făcut chiar zilele trecute, am rostit împreună câteva cuvinte, am purtat un scurt dialog cu domnul Davițoiu, fără discuție, așa se întâmplă într-un partid. În momentul în care n-ai rezultatele pe care te așteptai să le ai, trebuie să iei niște măsuri, nu poți să rămână lucrurile în aceeași lentoare. S-au luat niște măsuri. Timp este să refaci, să restructurezi, să reconstruiești partidul, mai ales că procentul obținut e puțin peste limita existenței. Deci, chiar dacă înlocuiești, eu știu, niște piese importante, ai timp destul până la viitoarele alegeri și pierderea n-ar fi prea mare, având în vedere nivelul la care te situezi. Dar eu sunt convins și n-aș vrea să comentez. Am făcut, eu știu, alegația asta personală, fiindcă așa e normal să întâmple, din propria experiență o spun. Dar altfel fiecare partid își ia măsurile pe care le crede de cuvință. Dacă mă întrebați altceva, care este într-o situație de genul ăsta, ce aș face eu? Da, poate că aș analiza foarte clar fiecare organizație, aș vedea unde într-adevăr au fost subiective pozițiile și unde au fost rezultatele și unde au fost obiective. Fiindcă sunt convins și vis-a-vis și de perspectiva că dacă ai o poziție, eu știu, de viceprimar sau de primar, nu-ți dă mâna să-l raz de acolo. Este totuși o poziție într-o unitate administrativă, teritorială. Dar pe dumneavoastră nu v-ați evaluat domnule Anghelu, eu dumneavoastră în locul domnului Davițoiu? Pe dumneavoastră nu v-ați măsura? Adică cum poți să iei decizii da. Cu colegii dacă mare nu dreptate. Te măsuri într-una, tu pe tine într-una, într-una, da, într-o asemenea situație, primul lucru care îl faci e demisia în alb, mai departe, mai sus de tine. Cât am fost președinte de partid, n-am avut astfel de situații, dar altfel așa aș fi procedat. Mulți zic acum, sau cei care ne aud, zic că bat câmpii. Nu.
dacă vrei să răzbați ca un partid și un om serios, sunt niște lucruri care țin de seriozitate și care trebuie să răzbată și peste sfera politicului. Dar, încă o dată, nu știu în ce măsură lucrurile în PMP, prin măsurile pe care le iau oamenii acolo în momentul de față, vor duce către un 10-15% în viitoarele alegeri, nu contează de ce fel. Este un partid care pleacă de foarte parțiale. N-are nicio șansă PMP-ul să se ridice la procentul despre care vorbiți dumneavoastră, domnule Angheloiu. Alegerile, asta spun și eu, dar alegerile parțiale nu reprezintă nimic. De regulă, și vedem o acum. O să piardă cu succes, evident, că nu se discută și de despre regulă, consiliul local. Alegerile, dar măcar nu o să fie rușinos rezultatul. Alegerile încep cu cele locale. Așa, de aici, pentru alegerile locale, toate partidele se pregătesc cu oameni, cu structuri, cu eforturi financiare și așa mai departe. Pentru alegerile locale, de ce? Fiindcă odată câștigat ceva la alegerile locale, Ai pretenții, ai posibilitatea să îți rotunjești rezultatele la parlamentare, urmează europarlamentare, ai posibilitatea să vezi ce susținere ai pentru alegerile prezidențiale și așa mai departe. Alegerile locale sunt fundamentul oricărui tur de scrutin în România. Și ele sunt ciclice, 4-4 ani, chiar dacă, da, să zicem, președinția e la 5 ani. Spuneți-mi, vorbeați despre Partidul Național Liberal, că de ce s-au temut nu au scăpat, și anume de situația tristă în care se află. Și acolo se decid unele chestii importante în ultima perioadă. Ați văzut și dumneavoastră, 11 șefi de organizație au fost schimbați deja din funcție. Mulți dintre ei primari în exercițiu, și luăm ca exemplu pe primarul de la Bumbejiu, pe domnul Dumitru Tăloi și așa de mai la departe, Ciuperceni. De la Ciuperceni. Cum vedeți această strategie a celor de la PNL? Și asta vă întreb mai cu seamă, cu că dumneavoastră sunteți în spirit și în simțire un liberal de atâția ani. Îi cunosc foarte bine pe cei de care mi-ați spus. De asta vă și întreb. Aici nu-i problema primarilor. Din punctul meu de vedere, dacă m-ați întrebat, vă răspund. Nu este problema, nu din cauza primarilor s-au pierdut alegerile. Spun ei că rezultatele în localitățile în care s-au schimbat șefii de organizații au obținut cele mai proaste rezultate. Mai prost de atât nici nu se putea. Cine spun? Șefii de organizații, care au fost criteriile de evaluare, nu eu. Deci, aia este altă. Eu vreau să vă spun atâta lucru. Să știți că în momentul, un singur lucru, nu atâta, un singur lucru, în localitatea unde ai primar și este și reales, rezultatele slabe nu îi se datorează. Dacă ai un primar ales într-o localitate, nu el îi devine pentru rezultatele tale proaste la parlamentare. Nu. Fiindcă parlamentul este altceva decât alegerile locale. Înseamnă că tu, conducător de activitate politică, n-ai reușit să beneficiezi de pe urma imaginii create de obținerea mandatului de primar al celor pe care îi ai în organizații. Trebuia procedat altfel, trebuia găsit alt oameni, trebuia, eu știu, poate și politica de multe ori la alegerile parlamentare se răsfrânge asupra succesului de la locale sau din entitățile locale, indiferent că județene sau comunale, orășenești și așa mai departe, se răsfrânge activitatea celor de la centru. Modul în care interpelează, fac interpelări în Parlament, modul în care, eu știu, comentează anumite puncte de vedere foarte importante ale societății, modul în care se comportă, sunt multe lucruri care intră în calcul. Se poate întâmpla și au fost astfel de situații în care un partid care a mers foarte bine, cu 2 săptămâni sau o lună de zile înainte de alegeri, face o gafă incomensurabilă și dă peste cap totul. Sunt multe lucruri care intervin, dar niciodată nu trebuie luate măsuri cu cei care sunt primari. Primarii acolo unde sunt, sunt certificați de electoratul local. Dacă au fost aleși din nou, înseamnă că oamenii au încredere în ei și nu degeaba îi realeg. Este o strategie proastă, care? Aceasta a celor de la PNL de a schimba... Nu știu. E treaba lor cum fac. Nu am nicio, eu știu, nu am niciun fel de opinie. Eu am spus părerea mea. Ce șanse dați Partidul Național Liberal să se refacă până la viitoarele alegeri, care sunt europarlamentarele?
Eu cred că dacă vor reuși să ia 20% cât au luat la aceste parlamentare, la alegerile europarlamentare, este un adevărat succes. Părerea mea este că Partidul Național Liberal va continua să scadă. Nu au forța de a-și reveni sau nu au pe cine să pună în fruntea organizației, centrale, evident, în fruntea partidului, pentru a face ca lucrurile să evolueze din punctul meu de vedere, așa cum este în momentul de față Partidul Național Liberal, este un partid contaminat de o imagine legată de fostul partid al lui Băsescu, de către PDL, o imagine care față de mulți români, și iată, dovada alegerilor parlamentare este certă, i-au adus într-o postură nefericită, într-o imagine negativă, care s-a văzut la vot. Câtă vreme lucrul ăsta persistă, câtă vreme nu vor avea o conducere unitară la nivelul întregului partid, nu unitară rămasă, fiindcă pe Blaga l-au înhățat și a rămas doamna Gorghiu. O imagine de o conducere unitară aleasă democratic. Sunt departe în momentul de față, dar ei în momentul de față nu știu cum să mai facă. Citesc și eu în presă, ca și dumneavoastră. Să întâlnesc, am văzut și aseară o chestie pe la televizor, jenanți ce se întâmplă, grupuri, grupulețe, băia să duc încolo, să duc dincolo, să-și găsească. Se fac lucrurile astea când vin alegeri, mai ales la nivel de conducere partid, la nivel național. Dar nu se fac să afle în presă. Este o imagine total negativă. Greșită. Pe cine vedeți dumneavoastră capabil în momentul acesta, și cu asta încheiem, că suntem la final, capabil în momentul acesta să preia Partidul Național Liberal și să-l ducă spre bine? La Gorj? La Gorj cred că se pune problema, doar Dan Vulceanu va candida, sau? După părerea mea, ar face o mare greșeală să rămână Dan Vulceanu. După părerea mea. Și cine, dacă nu Dan Vulceanu? Marcel Romanescu, de exemplu. Îl vedeți un om atât de puternic? Da, dar pe de o parte. Dar pe de altă parte, e vorba și de imagine. Vedeți, imaginea președintelui se repercutează asupra electoratului în momentul în care îl inviți la vot. Marcel Romanescu, din punctul ăsta de vedere, acum are o imagine destul de bună, dar care va fi afectată puternic la alegerile parțiale. Marcel e de sacrificiu la aceste alegeri. Mă mir că nu înțelegi. Da, asta este treaba. Era mai bine să candideze atunci, nu acum. Da. Acum, după ce ai luat 20%, n-ai cum să, la nivel național. Da. Poate cele 15% de la Gorj să le urci la 20%, dar 20% este tot foarte puțin. Și la nivel central? La nivel central chiar nu mă bac. Nu mă interesează. Să înțeleg că nu aveți o persoană despre care să vorbiți suficient de puternic. Am înțeles. Nici nu cred că există în momentul de față. Iar dacă există vreo persoană puternică, să zic, așa cum spuneți dumneavoastră, este puternică vis-a-vis de ei, membrii de partid, dar nu vis-a-vis de imaginea care o reflectă către electorat. Mulțumesc, domnule Angheloiu, vă mai aștept și cu altă ocazie. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, noi ne revedem, ne reauzim luni, toate cele bune!